4. Sistemele eficiente includ aplicarea în practică. Chiar dacă ai avea cele mai minunate planuri din lume pentru cea mai spectaculoasă casă, ce valoare ar avea dacă nu ai deține și un plan de acțiune pentru construirea ei? Nu foarte mare. De aceea, William Denford, fondatorul diviziei Purina de la Nestle, spunea, un plan nu valorează nici măcar cât hârtia pe care este imprimat dacă nu încep să faci ceva în legătură cu el. Timp de mai multe decenii am fost fanul echipei de fotbal a Universității de Stat din Ohio, iar pentru câțiva ani, în perioada în care Jim Tressel a fost antrenorul echipei, am avut privilegiul să țin un discurs în fața echipei înainte de meciul anual cu Michigan, și apoi să privesc partida de pe margine. Ce experiență minunată! La un moment dat, în timp ce mă aflam acolo, am observat un afiș prin care se punea jucătorilor și antrenorilor o întrebare simplă. Ce veți face acum? Este o întrebare foarte bună pe care să ne opunem de fiecare dată când ieșim pe teren. Ce anume vom face? Nu este suficient să avem un plan, deși este importantă și planificarea. Însă trebuie să meargă mână-mână cu acțiunea. Acțiunea pune lucrurile în mișcare. Așa că, atunci când ai un scop, dar te gândești că nu îl vei putea îndeplini, nu îți ajusta scopul, ci pașii de acțiune. Cei care își creează sisteme care includ și etape de acțiuni specifice au aproape întotdeauna un succes mai mare decât cei care nu o fac. Chiar și cei mai puțin talentați și cu mai puține resurse au realizări mult mai mari decât cei care s au dezvoltat obiceiul de a acționa. Este și unul dintre motivele pentru care mi-am făcut obiceiul de a-mi pune trei întrebări de fiecare dată când învăț ceva nou. Unde pot folosi asta? când pot folosi asta? Cine are nevoie să știe asta? Mi-am format o disciplină în acest sens, așa că am întotdeauna o înclinație către acțiune atunci când învăț ceva nou. 5. Sistemele eficiente se bazează pe organizare. Am văzut mai de mult un afiș într-un magazin aglomerat pe care scria Avem orice, dacă poți găsi acel lucru. Nu e de mare ajutor, nu-i așa? Am menționat la începutul capitolului că am un sistem de a nota citatele. De ce? Fiindcă principalul factor din cauza căruia ne pierdem timpul este să căutăm lucruri care s-au rătăcit. Personalitatea mea colerică și programul încărcat pe care l-am avut de-a lungul timpului m-au determinat să încep să îmi creez diverse sisteme. La început o făceam doar ca să mă asigur că duc totul la bun sfârșit. Și chiar și după ce m-am extins foarte mult și mi-am putut angaja o asistentă și apoi și alte persoane, am continuat să folosesc diverse sisteme astfel încât să fiu organizat la nivel personal, dar și în interacțiunea cu ceilalți membri a echipei. De exemplu, comunic permanent cu asistenta mea, Linda Eggers, cel puțin o dată pe zi, în fiecare zi, indiferent că sunt acasă, în Florida sau pe drum, în China. Am și un mod de a organiza calendarul, mai exact o rog pe Linda să o facă. Activitățile petrecute cu familia sunt trecute primele. De ce? Fiindcă sunt cea mai mare prioritate a mea. Restul vine după aceea. Pentru foarte mulți oameni, timpul parcă zboară pe nesimțite, însă, cu toate acestea, viața este compusă din timp. Pentru tot ceea ce facem, avem nevoie de timp, dar mulți îl consideră ceva de la sine înțeles. Modul în care îți petreci timpul este mult mai important. Decât felul în care îți cheltuiești banii. Greșelile financiare pot fi remediate, dar odată ce a trecut, timpul s-a dus pentru totdeauna. Faptul că ești organizat îți conferă un sentiment de putere. Atunci când știi ce scop și ce priorități ai și ți-ai stabilit programul zilnic, săptămânal sau chiar anual, în funcție de ele, poți ști foarte clar. Ce ai de făcut. Îți dezvolți o eficiență aparte. Puține lucruri se asemănă cu acest sentiment. Asigură-te că sistemele te ajută să te organizezi cât mai bine posibil. 6. Sistemele eficiente promovează consecvența. Jurnalistul Sidney Harris observa: Un idealist crede că ceea ce se întâmplă pe termen scurt nu contează. Un cinic crede că ceea ce se întâmplă pe termen lung nu contează. Un realist crede că ceea ce s-a făcut sau a rămas nefăcut pe termen scurt determină ceea ce se va întâmpla pe termen lung. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ai succes pe termen lung, trebuie să înveți să fii consecvent în fiecare zi. Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu vei schimba zilnic ceva la tine. Secretul succesului tău se află în rutina de fiecare zi, așa că orice sistem ai dezvolta, el trebuie să promoveze consecvența, iar tu trebuie să îl urmezi constant. De ce anume ai nevoie ca să dai dovadă de consecvență? De un sistem și de disciplina pentru a-l urma. Am auzit la un moment dat povestea unui domn mai în vârstă la înmormântarea antrenorului de basket din NBA, Bill Musselman, în anul 2000, care l-a abordat pe Eric, fiul defunctului, în ideea de a-i povesti ceva. Bătrânul i-a povestit că, la un moment dat, în timp ce mergea cu mașina pe o autostradă cu două benzi către Orville, un orășel din Ohio, a văzut pe marginea drumului un băiat cam la vreo 11 ani bătând o minge de basket cu mâna dreaptă. A oprit și l-a întrebat, Unde mergi?" Fără să se oprească, băiatul i-a răspuns, În Orville." Știi că Orville este la 10 mile distanță?" a întrebat el. Da." Și ce faci când ajungi acolo?" Mă întorc acasă, lovin mingea cu mâna stângă. Bătrânul s-a uitat spre Eric și a spus, Băiatul acela era tatăl tău. Iată ceea ce numesc eu crearea unui sistem și ce înțeleg prin disciplina de a urma. Nu toate eforturile de a fi consecvent seamănă însă cu situația descrisă mai sus și cu ambiția lui Musulman de a deveni un jucător de basket excepțional. De foarte multe ori oamenii îmi spun că vor să își petreacă o zi întreagă cu mine cred că ar fi foarte dezamăgit să vadă cât de plictisitoare este o zi obișnuită de-a mea. Mă trezesc dimineața și petrec câteva ore la birou. După amiaza fac mișcare și mă ocup de diverse treburi. De obicei mă curg la 10 seara. Nu e foarte palpitant, însă este un program consistent și este un sistem care în cazul meu funcționează. Strategia unui jucător de golf sunt pasionat de golf de mai bine de 40 de ani. Acum câțiva ani mi-a căzut în mână micuța carte roșie a lui Hervey Penic: Lecții și învățături desprinse dintr-o viață întreagă de golf. Era plină de sfaturi și de anecdote referitoare la golf din partea unui profesionist de top care a practicat acest joc și l-a predat pentru mai bine de 80 de ani. Autorul este Harvey Penick, care s-a îndrăgostit de golf de când era mic. A început ca băiat de minci pe la 8 ani și a reușit să intre la Austin Country Club în Austin, Texas. Spre sfârșitul liceului, un membru influent al clubului s-a oferit să îi obțină un interviu la West Point, prestigioasa Academie Militară. Vă mulțumesc, domnule, dar nu, a răspuns Harvey. Singurul lucru pe care mi-l doresc în viață este să ajung un profesionist în golf. Și înainte de a împlini 20 de ani, Harvey a ajuns să conducă clubul. Pasiunea vieții lui Harvey era să îi învețe și pe alții să joace golf. A avut mii de învățăcei în timpul carierei sale de la club, pe care i-a supervizat din postura de jucător profesionist timp de 50 de ani. De asemenea, a fost antrenorul echipei de golf de la Universitatea din Texas timp de mai bine de 30 de ani. Printre profesioniștii pe care i-a antrenat se numără Tom Kite, Ben Crenshaw, Mikey Wright, Betsy Rolls și Kathy Whiteworth. Harvey voia să devină cel mai bun antrenor de golf, iar pentru a face acest lucru trebuia să fie foarte sistematic. Trata fiecare elev ca pe un caz individual, indiferent că persoana respectivă abia atunci se apucase de golf, că era cineva cu un handicap mare, dar care dorea să își îmbunătățească scorul, sau un profesionist care participa la turnee și dorea să își rafineze maniera de joc. Nu a permis niciodată unui jucător să-l vadă dând lecții altuia. Se temea că cel care observa ar fi putut încerca să adopte instrucțiunile la propriul stil de joc în condițiile în care exista posibilitatea ca sfaturile respective să nu fie aplicabile. Și de fiecare dată când Harvey accepta un nou jucător în echipa Universității din în Texas, întreba despre metodele cu care cursantul respectiv era obișnuit. Strategia sa era să se perfecționeze permanent ca profesor. Tinsley, fiul lui Harvey, care a devenit și el la rândul său jucător profesionist, povestește: Tatăl meu afirma întotdeauna că ziua în care s-ar fi oprit din învățat avea să fie și ziua în care se oprea din predat. Trebuie ca a învățat până în momentul care a trecut în neființă, fiindcă din predat nu s-a oprit niciodată. Strategia care l-a făcut faimos pe Harvey Penick a fost obiceiul său de a-și înregistra observațiile și practicile într-un carnețel roșu. A început să facă acest lucru pe la 20 de ani. Voia să noteze ceea ce funcționa, astfel încât să îi învețe și pe alții acele lucruri. Și a tot făcut acest lucru timp de mai bine de 60 de ani își ținea carnețelul în servietă și singura persoană care l-a citit vreodată a fost Tinsley. Harvey intenționa să îi ofere fiului său ceea ce el numea micuța carte roșie, după ce avea să se retragă din activitate. La un moment dat, însă, a decis că vrea să le împărtășească și altora ceea ce învățase într-o viață întreagă. A încheiat un parteneriat cu Bud Shrake, un jurnalist sportiv, pentru a publica o carte. Aceasta a devenit imediat un bestseller și este cea mai bine vândută carte de sport din toate timpurile. Harvey remarca: Micuța mea carte roșie era specială nu pentru că ceea ce era scris în ea nu mai fusese spus niciodată, ci fiindcă sfaturile referitoare la golf trecuseră testul timpului. Indiferent că cel care o citește este începător, jucător de nivel mediu, expert sau copil, tot ceea ce scrie acolo a fost încercat și testat cu succes. Pe măsură ce creezi strategii prin care să îți maximizezi dezvoltarea, ar trebui să cauți și principii care să fi trecut testul timpului. Și după cum a procedat și Harvey, nu încerca să aplici pur și simplu tacticile altcuiva în cazul tău, ci adaptează-le. Folosește-le pentru a-ți consolida punctele tari și pentru a-ți atinge scopurile. Nu uita ceea ce a spus Jim Rom: Dacă vrei să lucrezi în vederea îndeplinirii scopurilor, atunci scopurile tale vor lucra pentru tine. Dacă vrei să lucrezi la un plan, atunci planul tău va lucra pentru tine. Indiferent ce lucruri bune am construit, acestea vor sfârși prin a ne construi pe noi. Iată puterea legii designului.